Ce înseamnă siguranța zilei de mâine? În primul rând, eu când mă gândesc la ziua de mâine și mai ales cei care avem copii, ne gândim la copiii noștri și ce le putem oferi. Și aici vorbim, cred că, în primul rând, de educație, de posibilitățile financiare care deschid anumite oportunități și, de ce nu, de sănătate. De ziua de mâine, pentru mine, e legată de oportunitățile pe care le poate avea fiica mea. Și da, cred că generația următoare are nevoie de un mediu mai curat, lipsă de poluare, oportunități de creștere, un mediu educativ potrivit pentru a dezvolta societatea românească. Așa că da, ziua de mâine o văd dedicată în primul rând generațiilor viitoare.